Salutare la toată lumea. Astăzi ne apucăm să punem și coamele. Aici avem deja prins un suport. Ceva de genul cum e ăsta așa. Aici o să vină un laț. Deci ăla e suportul. După aia vine așa prins un laț deasupra cu niște holșuruburi pe care vine o folie și după aceea coamele. Astăzi punem acest suport, aceste cuie, oarecum. Am bătut unul aici, unul în partea cealaltă și atunci am întins oață ca să mergem frumos drept la ață. După ce batem astea, punem folia și continuăm să punem și restul. Am pus suporții, am prins frumos șipca cu două șuruburi până în capăt. Și acum ne apucăm să punem o folie și coamele. Și asta e folia, vine așa deasupra. Aici are o bandă dublă adezivă. Depărtăm banda și o lipim frumos să vină până aici. Dincolo la fel, până în capăt. Dezlipim frumos această hârtie de pe și începem de aici frumos. Este autoadezivă, se lipește, bineînțeles o facem așa frumos să fie peste tot, în canal. Partea alaltă la fel și după aceea prinde și coamele. Așa arată frumos lipită peste tot, până în capăt. Aici avem coamele noastre un pic prăfuite. Banda asta are și niște găuri aici pentru aerisire și aici ca să nu viscolească, să nu intre apă. Și cam așa rămâne. Și acum ne apucăm să le fixăm frumos. Cum le fixăm? Avem aici niște cleme, trebuiau să fie pe maro, ori veni pe gri. Și ele vin așa. Băgăm aici înăuntru. Aici frumos un holșurub prin gaură și aia altă comă vine aici. Deci, aia e prinsă. Atunci luăm altă coamă. Sau cam prăfuit. Vezi așa. Vine aici frumos. Și asta băgăm așa frumos înăuntru. Dacă vedem că dacă iese destul de greu înapoi, noi atunci închidem un pic clema asta și punem înapoi frumos coamă. Și cam așa arată coamele. Ne punem să le prindem frumos până în capăt cu toate. Și cam așa arată coamele noastre puse gata. Mult din capăt în capăt. Deci ai. Cam asta e povestea.
problemele, mai vine câte una ciobită așa, îmbalată frumos, că așa e la noi, din păcate. Ne comandăm după ce vin și târziu, mai vin și ciobite. Și cam, în sfârșit, am terminat acoperișul. Sănătate și mă bine la toată lumea!